Familia Alexandrei, gravida din Botoșani, care a murit după ce a fost ignorată mai bine de șapte ore, cere despăgubiri de peste șapte milioane de euro. Acestea au fost cerute însă separat pentru fiecare membru al familiei. Colega mea, Andreea Borboros, vine cu toate informațiile despre ceea ce se întâmplă. Andreea, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit tuturor drama prin care în continuare trece familia Alexandrei, tânăra care a fost ignorată mai bine de șapte ore la maternitatea din Botoșan. S-a constituit acum parte civilă în acest dosar care este departe de finalizare. Avocații familiei au solicitat despăgubiri morale și totul din cauza dramei prin care trec, vă spuneam și la această oră, membrii familiei datorate prejudiciului moral, psihic și social în urma acestei tragedii. În acest fel, avocata a solicitat despăgubiri morale pentru fiecare membru în parte. Practic, dosarul care a ajuns în fața magistrațiilor cuprinde sumă pentru uh, copii și aici mă refer la faptul că pentru fiecare copil în parte, copiii Alexandrei, avocatul familiei a solicitat un milion de euro. Un milion de euro și 400 de mii de euro ar trebui să primească inclusiv părinții uh, tinerei iar în ceea ce privește uh, pe soțul acesteia, e bine, avocatul a solicitat despăgubiri morale în valoare de 500.000 de euro. Totodată, același dosar conține despăgubiri morale inclusiv pentru fratele, cumnatul și chiar bunicii Alexandrei, cu toții fiind în aceste momente devastați de durere. Vă reamintesc faptul că tragedia de la Botoșani a îndoliat o țară întreagă. Au fost proteste mai bine de două săptămâni la rând cu comunitățile de oameni care au solicitat ca vinovații să fie trași la răspundere și de asemenea atenția în ceea ce privește cadrele medicale din spitale să fie mult mai sporită și a plecat asupra pacienților, astfel încât nimeni să nu mai treacă prin drama prin care a trecut Alexandra și pe care acum o trăiește întreaga ei familie.